Îngerașilor, aventurile lui Habar N-am și ale prietenilor săi au revenit. Am ajuns deja la capitolul numărul 8. Abia aștept să continuăm aventura prietenilor din orașul florilor. Sunt aici împreună cu prietena noastră Sofia, căreia îi place foarte mult această carte. Așa că haideți să începem să citim. Capitolul 8. La drum. În cele din urmă, umplerea balonului cu aer cald luă sfârșit. Știe tot, porunci să fie dus de acolo cazanul și cu mâna lui legă sfoara la tupul de cauciuc, pentru ca aerul cald să nu iasă din balon. După aceea, le porunci tuturor să se așeze în coș. Primul urcă grăbilă. În urma lui se avântă Gogoașă, care era cât pe ce să cadă peste capetele celor de jos. Pe lângă că era rotofei, toate buzunarele îi erau doldora cu fel de fel de lucruri. Ici o bucățică de zahăr, dincolo un biscuit. Pe deasupra își mai și încălțase, pentru orice eventualitate, și galoșii. Iar în mâini ținea umbrela. Cu eforturi unite, Gogoașă fu urcat în coș. Iar în urma lui începură să se cațere și ceilalți pitici. Zahăr, Zaharescu, limonadă, se agita în jurul coșului și îi ajuta pe toți să se urce. Stați jos, vă rog, spunea el, așezați-vă cât mai comod, este loc destul pentru toți în balon. Așează-te și tu, îi se răspundea. Am timp, zicea limonadă, important este să luați loc voi. Seriabil, el îi susținea pe toți de braț și îi ajuta să urce. În sfârșit, intrară toți în coș. Doar limonadă rămăsese jos. De ce nu urci? Îl întrebară. Oare n-ar fi mai bine să nu mai plec? Răspunse limonadă. Ocup cam mult loc și fără mine sunteți cam înghesuiți acolo. Mă tem să nu se depășească greutatea. Nu te teme! N-o să se depășească nicio greutate! Nu, fraților, zburați fără mine. Eu o să vă aștept aici. De ce să vă incomodez? Lasă că n-o să incomodez pe nimeni, îi răspunse știe tot. Așează-te, de vreme ce am hotărât să zburăm, apoi să zburăm împreună. Limonadă sui cam în silă în coș și atunci se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Coșul, împreună cu balonul, se lăsară brusc la pământ. Ia te uită, au zburat, izbucni în râs de pe gard Frimiță. Și tu, de ce râzi? Se răsti la el Cărbunaș. Aici se întâmplă o nenorocire, iar el râde. Nu e nicio nenorocire, răspunse Lentilă. Pur și simplu, balonul este calculat pentru 15 pitici. 16 nu poate ridica. Înseamnă că n-o să zboare? Întrebă Cărbunaș. Va trebui să dea jos pe careva și atunci va zbura, spuse Lentilă. Cu siguranță că îl va da jos pe Habar N-am, zise Gâzuța. Limonadă, căruia era teamă să zboare cu balonul, spuse bucuros. Vedeți, doar v-am spus că o să se depășească greutate. Mai bine să cobor! Își și trecuse un picior peste marginea coșului pentru a coborâ. Dar, îndată știe tot, luă un sac cu nisip și l-aruncă din coș. Balonul deveni imediat mai ușor și se înălță din nou. Abia acum au înțeles cu toții de ce a poruncit știe tot să fie puși în coș sacii cu nisip. Toată lumea bătu din palme, iar știe tot ridică o mână și le adresă piticilor o cuvântare. Rămâneți cu bine, fraților, strigă el. Noi zburăm în ținuturi îndepărtate. Peste o săptămână ne vom întoarce. Rămâneți cu bine. Mergeți cu bine, mergeți cu bine, drum bun, strigară piticii și începură să-și agite mâinile și pălăriile. Știe tot, scoase din buzunar un briceag și reteză funia cu care era legat coșul de tufă. Balonul porni lin în sus, se agăță cu o latură de creanga tufei, dar îndată se eliberă și țâșni spre înălțimi. Ura! Strigară piticii. Trăiască știe tot și prietenii lui. Ura! Băteau cu toții din palme, își aruncau pălăriile în sus, prichinduțele se îmbrățișau de bucurie, Gâzuța și tântișoara
Se și sărutară, iar Margareta izbucni în plâns. În timpul acesta, balonul se ridica tot mai sus, mai sus. Vântul îl mânea pieziș. Curând, el se prăfăcu într-o mică pată care abia se mai deslușa pe cerul albastru. Lentilă se cățără pe acoperișul casei și începu să urmărească mica pată prin luneta sa. Lângă el, chiar pe marginea acoperișului, ședea poetul Floricică. Încrucișându-și brațele pe piept, el privea bucuria generală și, după cum părea, medita profund. Deodată își desfăcu larg brațele și strigă cu toată puterea: "O poezie! Ascultați! O poezie!" În jur se făcu îndată liniște. Își întoarseră toți capetele și începură să-l privească pe Floricică. "O poezie!" șoptau piticii. "O să auzim o poezie!" Floricică mai așteptă puțin ca să se facă liniște de plină. După aceea, întinse o mână către balonul ce se îndepărta, își drese puțin glasul și mai spuse odată: "Poezie!" Și începu să recite poezia pe care o compusese chiar atunci. Uriașul balon cu aer umflat, nu degeaba în văzduh s-a înălțat, deși nu-i pasăre călătoare, piticul nostru se pricepe să zboare, totu-i posibil de acum înainte, ce bucurie, avem multă minte. Vai, ce strigăte au izbucnit! Din nou începură să bată cu toții din palme, prichindeii l-au tras pe Floricică de pe acoperiș și l-au purtat pe brațe până acasă, iar prichinduțele rupeau petale de flori și le presărau peste poet. Din ziua aceea, Floricică deveni atât de celebru de parcă el ar fi inventat balonul și ar fi zburat cu el în slăvi. Poezia lui au învățat-o cu toții pe de rost și o cântau pe străzi. Multă vreme în ziua aceea se putea auzi ba aici, ba acolo: "Totu-i posibil de acum înainte, ce bucurie, avem multă minte." Bravo, minunați pitici! Ileana vă îmbrățișează și vă mulțumește că am parcurs capitolul numărul 8 al aventurilor lui Habar N-am și ale prietenilor săi.